Salutare, bă, băieți! Bine ați venit la un nou episod din Contraband Police. Bun, bă, băieți! Avem o nouă zi. Ne apucăm iară de controlat aici mașinuțele. După cum știți, avem aici la contrabandă. Aștia ce fac contrabandă, la avem. Trebuie să găsim pe unul cu mașină gri. Unul trebuie să aibă acolo în bagaje. Și faltă, trebuie să lipsească cea de la mașină și 53 de ani. Bun, hai să deschidem ușa, gușa, să deschidem bariera. Și aici avem un nou informații de accesul să intre. Trebuie să aibă astea, știți că vin cu ele, suntem în război și vin cu ele false. Bun, hai să vedem. Dați-mi actele la control, vă rog. Ștampilele le au false mai mult. Uite cum vedeți asta, asta. Asta nu merge cu asta niciodată, nu? Asta nu prea e ca asta. Bun, vedem numele prima dată. E bun. Câți ani are? 53. Câți? Dacă vreau să câștig bani, că îmi dă ceva. Dă-te jos, nu ai o problemă, zice. Bun, dacă nu ai problemă, vreau să știu fertilizant 2 și echipaje 2 bani. Dă să vedem dacă nu-i problemă, știi? Nu de alta, dar dacă... Da, te înțeleg, tu scolog, nu știu ce zici tu acolo, dar dacă nu-i probleme cu echipajele să le dau jos, atunci... Vreau să mă uit puțin în ele, că tu ai 53 de ani și ești cu suspectul în cauză. Ia să vedem. Poți să mă uit puțin la mașină? Ai ceva pe aici? Unde ai ascuns? Hai că știu că ai. Zi-mi unde ai ascuns tu, marfa. Ia să vedem. Aici nu este nimic. Poți să nu spui că ăsta e în regulă. N-are cum să fie în regulă. Deci n-are cum. N-are cum că are 53 de ani. Exact, suspect aici, principal. Bă, dar nu văd nimic, mă. Se poate așa ceva. Păi cred că nu are nimic ca asta. Nu vine să cred. Unde e polițaiul? Unde ești, mă? Încarcă-l asta mașină, mă, că asta mi se pare că nu are nimic, mă. Ia. Bă, dar cum să fie așa ceva? Ia să închidem pe aici. 53 de ani. Anii care trebuie. Numele... E bun. Am uitat la asta. Când expiră, e bun. Pașaport, am dat la pașaport și la... E bun. Permisul de intrada e nașpa. Deci, eu cred, în urmă de accesul, că ăsta are droguri. Tot asta zic. Să vedeți dacă îl întorc înapoi, de nu o să-mi zică că trebuie să-l arestez, arestez. Eu o să-l trimit acum înapoi. A, să deschid ușa, să intre altul. A, să... Dacă ți-o aminte ce mașină mi-am luat în episodul anterior, ia uitați mașina acolo, ce miștoacă e. Ăsta trebuia arestat. Eu cred că da. Nu știu de ce cred eu, dar cred că da. Hai să vedem asta. Bună ziua. A, nu, uite, nu trebuia. Păi și credeam că trebuie arestat, mă, dar ne-am găsit, vezi, dacă nu i-am găsit alea... Bun, actele, te rog frumos, la control. Te rog și frumos, ai văzut. Îți mere gura ca mult, uite. Uite, ai și espiul astea. Oh, și asta cu asta nu seamănă deloc, valabilitatea aia, să vedem. Expirat. Câți ani ai? 32. Ai totul expirat, bă, băiatule, totul. Tot a expirat. N-ai, zice că n-ai niciun bagaj, nimic ca ea. N-ai ceva ascuns pe aici, că voi mai ascunde și în astea mici așa. Pam, 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 nimica. Nu văd nimica. Bun, poza. Hai că ești tu. Bun, știi ce? Stai așa. Asta cu asta nu prea seamănă. Dăm aici și dăm și la norma de acces. Îi dăm aici și zicem să se întoarcă acasă și să vină a doua zi sau când poate să vină el, că nu-s bune actele.
Următorul. Să vezi dacă nu, ăsta iar o fi avut ceva la el, dar nu cred, m-am uitat bine la mașină. Bine, am inspecționat-o așa, dar nu avea nici bagaje, normal ăștia cu bagaje. Ăsta cu WC-uri, cu de-astea, să vedem. Șolec, dă aici carnetul, Șolec. Ce mai trebuia? Care mai erau cont de ăștia? Listă de cargă, mașină gri și lipsește o bucată din mașină de pe partea, nu știu care, dar lipsește. Bun, și să aibă 53 de ani. Vreau să văd anii. 53. Ieși vară. Alcool. I-am găsit deja alcool, ați văzut? O să mă răcesc de numai. Ziceam că o să mă răcesc, că chiar o să mă răcesc. Alcool i-am găsit, acolo, bun, aici. Am văzut unde avea acum oricum iar alcool, uite aici. Bară pe aici nu are, nu, ia să vedem aici. Mai ascuns pe aici, uite aici la capac, care îmi place, că o ascuns. Bun, aici trebuie o rangă din câte cred eu. Bun, alcool. Cred că nu mai am ranga, nu că s-o dus, dar trebuie să mai am una nouă, uite aici. Care am să-i dau aici. Nu mai am loc. Bun, hai să le ducem astea acolo. Nu-ți fac nimic ție, nu te ambala așa tare. Te-ți bea el de acolo, că e frică că dau în el, știi? Așa, nu știu cine era din poza de acolo. Am stă o poză acolo. Așa. Bun. Ascultă-mă. Arestat. Zice că o să mă rezolve pe mine, dar nu știu cum, când o să mă rezolve pe mine. Pe... Uitați ce închisoare avem aici. Iau cât sunt aici. 3. Uitați ce mare. Uitați cât e de mare acum. Aici putem să mai angajăm pe unul. Avem unul. Nu știu, mai putem să angajăm pe cineva aici? Nu știu ce vorbesc că e acolo în șoaptă. Dar cred că am angajat pe toți. Avem pe toți polițaii care există aici astăzi. Avem pe toți, nu? Toți. Și pe fulii avem. Bun, toți, hai să plecăm. Zicem la băiat să iei mașina de aici. Hai, Arosco, curăță tot. Bun. Următorul care o să vină, uite acum. Să-ți văd și voi la textura asta de la stâlp, ce mișto că arată. Cu tot că dacă te gândești, asta e o poză. Uitați ce mișto poate să arate. Deci arată mișto, nu ai ce să zici. Bun, bună ziua, domnul. Comandier, ia să vedem, comandier, cum stăm aici cu... Uite, deja numele de la comandier e nașpa. Oh, aleu, și asta e nașpa. Pașaportul? Valabilitatea? Ce vorbești, comandier? Comandier, uite, și asta e nașpa aici. Ai, nu pot cu tine. Deci nu pot cu comandierea asta, bă, băieți. Normal, de acces nu poate să treacă. Vreau să văd bagajele, cum stăm cu ele. Unde mai bagaje? Stai că are pe aici, prin spate. Mai are aici, ai ceva? Are doi saci. Aici, uite, are ceva. Așa. Deci, echipaj are 5 de-astea. Fertilizant 2 și habon 2. Deci, astea să știi că-s bine. Vreau să văd kilograme, câte kilograme are, că cred că trece ăsta de kilograme. 910 și că poate să ducă el, 990, nu, merge bine, bun. Ascultă-mă, te duci acasă și vii iară, bun? Când ai terminat aici treaba. Du-te odată și nu mai fă figuri, deci mai trebuie unul cu falt așa, mașină gri și... Asta putea să aibă în bagaje. Dacă nu e ăsta, a scăpat ca primul minut, să nu fie ăsta unul ce face contrabandă. Ia. Yeah. Ai, ce bine am avut noroc, băi, băieți. Ce-a făcut ăla? Bă, a fugit ăla. După el. Unde e ăla? Aici o luat-o, nu?
Asta, mașina asta oricum e mai bună ca cealaltă. Nu merge așa tare cum merge, aia mică, o merge pe aia mică. Ce nașpa la joc, pentru că nu se posibilitatea să ai mai multe mașini odată, știi? Adică să le parchezi pe toate acolo. Puteam să parchez asta pe toate trei. Și că vreau să plec undeva pe acolo, luam asta, luam aia, luam... Știți? Asta vreau să zic eu acum, dar vezi că nu te lasă cu așa ceva. Pornim astea. O să mă atace aia, dar vreau să-l opresc pe ăsta, pentru că sunt într-o misiune și normal trebuie pornite. Oprește mașina. Oprește mașina, ți-am zis. Alo. Fii atent, bă, că nu oprește. Nici cum nu vrea să oprească asta. La urmă oprește el, nu? Zic și eu. Ia. Hai că l-am prins. Oprim astea. Ne dăm jos. Îl luăm pe ăsta, îl băgăm în mașină. Așa. O să mergem la lucru acum. Păi și astea... Mă, n-am ce face? Trebuie să lăsăm acolo, n-am ce face. Pentru că mă grăbesc acum. Nu știu ce să mă grăbesc, să mă duc, avem 6 minute. Să mergem înapoi la postul de... de frontieră acolo. Cred că e bine drumul, nu? Ia să vedem, nu? Bine. Ui, până unde m-a adus ăsta, bă, băiatule. Deci m-a adus, uite pe ăștia. M-a reșit din niciune, deci... Deci degeaba, pui, zicea, deci cum vă spunea, girofarele, oricum, dacă vreau să te ataci, ăștia te atacă. Și dacă le ai și dacă nu le ai, toți te atacă, pentru că ăștia te urmăresc și vede poliția, sau cum zic ei, nu mai știu acum cum e vorba aia lor, și dă pe tine în continuu. Deci, nu contează atunci dacă le-ai pornite sau nu. Ia să vedem că mi-am spart și becurile și tot pe aici. Asta mi-am spart farul pe față, sunt sigur că... Mașina asta oricum e mai, tare ca celelalte, nu se strică așa... așa ușor. E super periculoasă. Bun, hai să mergi. Deci am luat-o bine, mă, eu, nu? Da. Lângă hotel, suntem la hotel aici. Vezi că pe lângă hotelul ăsta, în partea asta, eu nu prea am venit. Eu nu m-am trecut pe lângă hotel încolo. Deci să mă duc încolo, nu să vin înapoi, știi? Bun, hai să ducem astea. Avem 4.000 de dolari. Dă-te din fața mea că mă urc pe tine. Nu știu cât e, care e timpul, dar cred că am ajuns. Nu? Am ajuns aici, dar nu mai avem timp. Înainte aveam timp aici. Hai să parcăm aici frumos. Asta merge bine. Și asta merge bine. Îmi place. Bine că aia mică nu merge, că aia merge cea mai tare, dar merge bine și asta. Bun, hai să mergem aici să vedem. Asta e că trebuie să-l bag pe ăla. Cred că l-am în mașină, nu? Stai că l-avem pe ăla aici în mașină. Unde e ușa? În spate. Aoleu, stai că trebuie să dau mașina mai în față, că nu pot să scop pe ăla. Așa, mai în față puțin de mașină, uite așa, oprim, ne dăm jos și mergem în spate să vedem ce face asta. Du-te acolo. Nu vreau să intervin la nicio de asta, hai, lasă-mă în pace cu intervențiile voastre, avem 4.000 de dolari, nu mai vreau nimica, vreau să pun pe băia să doarmă și să facem o a doua zi, cum trebuie. Trebuie să dau F2 și zic să recease și gata, și dau aici și, gata. Aia e o misiune secundară, cum ar veni. Nu e sui principală, principalele sunt altfel. Așa, îmi dădea ceva bani, nu m-am uitat, azi de vorba că nu m-am uitat câți bani dădea. Dar acum avem totul la maxim, deci tu avem totul. În afară de, nu, avem totul. Deci suntem tot pe maxim, casa am făcut-o, mașinile avem, poliția e așa, armele, numai armele, să știți că nu avem... nu avem toate armele care sunt acolo. Asta e parcă o mitralieră, ceva, nu știu ce mai e acolo.
Încă una care nu am luat-o. Deci mai avem încă 3 de la contrabandă. A, 2. Că unul a fugit. Deci mai avem unul care îi lipsește ceva de la mașina din spate. Ar veni, îi lipsește aripa. Și la asta, lista de cargă. Ceva carbon. Bună ziua, domnul. Actele la control. Nu stai și te uita. Ia să vedem mașina, dacă nu știu ce. Îți merge gura ca multe. Bagă-i asta înapoi, că avea două WC-uri și am crezut că cine știe ce are. Bun, hai să vedem. Deci două WC-uri, hai să vedem acum aici. Domnule, cum stăm cu numele, numele, numele? Ești bine numele? Oh, 4x4, 1580 de kg. Aici e bun. Păsări, păsări. Asta nu cred că e bun. Asta eu cred că nu e bună. Nu știu de ce. Mă rog, de pașaport. Pasărea asta e cu asta. O fi sau nu o fi, ia. Să las. Ia, stai să zic. Hai. Am să zic că nu. Să văd ce zice, știi? Ia. Și am să mă duc acolo, că acum avem o misiune aici. Du-te înapoi, hai. Avem o contă pendentă, zice el. Tot timpul zice că o să întâmple ceva, știi? Bun, hai să luăm misiunea de aici. Ora trebuie să-l arestez. Era cu droguri. Deci avea droguri, așa -i? Da. Era cu droguri, băiatul. Bun. Trebuie să mă duc la câmpul de lucru. Uite, vezi? Avem ceva mașini pe aici, dar trebuie să plec acum. Îmi pare rău de voi. Uite, avem în 4 minute, trebuie să mă duc acolo. Haide, bă, dar ce mai nu pot să sară asta. Hai salut, că am plecat, mă duc, că am treabă. La câmpul de lucru, acolo în sen, nu s-a întâmplat acolo. Mergem acolo, n-am citit pentru că eram atent la ăla ce-o plecat, că o zis ăla că trebuie să-l arestez. Și părea el suspect așa. Și am vrut să zic, bă, ăsta cu WC-urile lui, am oprit cu WC-urile lui, dar vedeți că mai trebuia să-l căutăm, l-avea droguri la el. Nu e droguri, avea ceva de contrabandă, poate să avea ma droguri, poate să avea băutură, poate avea muniție, poate avea altceva, nu neapărat să fie, știți, nu toți au droguri. A scăpat, asta este, 500 de dolari mi-au luat. Băi, băiatule, dar ce fac aici, nu mai știu să conduc, ce s-a întâmplat cu mine? Accidente peste accidente. Dacă îl arestam pe ăla. Pe aici trebuie să luăm, da? Da. Dădea 160, deci am avut 3000. 3000 și am avut, nu? Nu știu exact. Poate face ceva bănuți acum. Aici cu misiunea asta. Și misiunile astea îți mai dau și astea bănuți. Poate ce facem ceva acum. Dați-vă că vin. Hai să vedem, băieți. Care e treaba aici? Ce s-a întâmplat aici? Ia să vedem. Meno padrodniki opokač maja. Vy madro umrat. Am luat arma de aici. Țigări nu-mi trebuie, băutură nu-mi trebuie, bun. Să vorbim cu Barkov. Barkov! Îl prins pe Boris Oberkov. Burka, mi madre bagrișta et bidlog. Veci ta pozoriu ordi nego perevozca, aci vibrat eu etu mașinu. Trebuie să mergem cu mașina să pară să fie un transport normal, să nu-ți dea seama, uite, mergem cu mașina aia. Să nu-ți dea nimeni seama că suntem noi aici, bun. Acaristan Cigaretes, Caris. Țigări, bă, multe reclamă face la țigările astea, am văzut eu. Ia stai așa, să vedem că...
Deodată stau în Kalashnikov ăsta, dar eu oricum aveam unul, l-am pe 4 aici. Acum dacă vine ăla... Cine vorbește, mă? O să... Vine după noi. Haide, dați ușa aia jos, pentru că... Stați acolo, mă. E bine că mi-a dărâmat ușa. Mi se tot închidea și deschidea, deci când dădea frâna sau accelera, am merea acolo, vinea înapoi să închidea. Păi asta nu-mi place mie, ia. Să încărcăm și o să vină iar după mine. Sunt sigur că numai două mașini, uite, deja mai și vine cineva și trage deja. Hai că asta urcă mai încet aici. Bun, mai vine unul acum. I-a intrat direct în roată. Ca sper să... Mă gândeam să fi pușcat și ăsta, când a trecut acum prin el, dar nu. Haide mă, carcă. Ia. Bă, ce ăsta gură de aici, care l-am luat cu noi. Ia. Dar cum? Ia. Așa. Da, că mai vine ăsta. Ia la foc mașina, de tot vine. Gata. Oh! Haide încoace, mă, nu trage de acolo. Tragi de la distanță, îți place să trage, a? Gata. Somn. Bă, da, mai avem mult de mers. Mă, tu gândesc, unde mergem atâta? Mai ajungem. Uite să aici câțiva. Mai vine unul acum, a? Așa. Ui, ce s-a băgat o mașină. Așa, oprește mașina acolo frumos. Nu știu dacă îi pușcă mașina. Ia să fundi ea, dar nu cred. Asta e bună arma. Mi-a dat ceva muniție, dar nu mi-a dat așa multă. Asta trebuie să-i cumpăr eu muniție la asta, că asta e bună. Așa, mai vine unul. Păi, dar când termină ăștia să nu mai vină? Când se gata... Când se strică mașina mea de tot? Să nu mai rămân fără, să rămân fără muniție atunci? Iar așa vor să facă cu mine, ia. Păi, dar ce face ăla? E gata, nu? Păi, da. Mă rămas la volan acolo, zic, băi, ce că-mi tras în el de... De-am prea tras. Păi, și acum ce vrea să facem noi aici? De unde? Dej tady vňač mašinu. Iljo, žádný tučko netap. Podešli tajet. Če vrea la bălă? Bușca pe ăsta, mă. Ia. Zaklutnik eto vyprivozí, estio ažmi dla naše verabojský ač krajinka. Svobodní, Heno, a da chroní o vaše spatte živatko. Să-i dau drumul dacă vreau să trăiesc, zice. Nu ți-l dau, mă. I-am să pe toți, mă.
2000 de dolari, 4000 și avem. Asta sub băieți, 4000 și ceva de dolari avem. Păi ce vreau, ci că dacă vreau să viața mea mizerabilă, să nu știu ce, să-i dau, să, dacă vreau să trăiesc, să-l las, să-i dau prizonierul. Păi stai cum. Nu i-am dat pe nimeni. Bun. Hai să vedem. Deci acum mai avem numai unul de contrabandă, care e unul. Lipsește ceva de la mașină, lipsește o aripă de asta cum ar veni. Bun, hai să vedem. Bună ziua, domnule, ia să vedem cum stăm cu actele. Numele. În regulă, nașpa, numele, deja începem cu numele, nașpa, pașaportul, nașpa, numele ăsta e bun, motiv, zice că pentru lucru, mere, valabilitatea e bună, zice că are detergent și nu știu ce, ia să vedem, măcar dacă tot zici că e așa, măcar să văd, lasă tu pe tu madre, că tu madre nu stă acum aici, are treabă cu măsa, știi, nu știu, zicea de măsa, sau ori zicea de... de mama noastră, de mama lui ăsta, zicea ceva, nu știu. Pentru că zicea mi madre și mi madre, madre în spaniol îi mama, mamă sau. Hai să vedem cum stăm pe aici. Ai ceva ascuns pe sub, aici pe la mașină. Nu ai nimic ascuns, dar ascultă-mă, bagă-i la ăsta bagajele. Și îl trimitem înapoi. Cred că și pașaportul. Aici cred că are ceva. A pozit bine. Aici mai dăm la norme de intrare. Cred că și acolo are ceva. Ia stați așa. Bun, am terminat. Pleacă acasă. Nu știu dacă nu trebuia să-l... Poate zice că trebuia să-l arestez, dar nu cred. Trebuie să mai vine unul acum cu mașină care are... Îi lipsește ceva la mașină, deci nu mai trebuie să arestăm pe nimeni. Îi lipsește o aripă de asta și atunci între ăștia nu cred. Ia solem, da, să vedem. Somni sărașta, da, să vedem ce, cum stăm cu actele. Ba așa, e bun. Pașaportul, e bun. Nu vreau să văd când te-ai născut, vreau să văd când expiră, dacă se expiră. Așa, aici, așa, zice că are două de avion și două de echipaje. Ia să vedem ce e aici. Nu m-am uit peste, nu am să ți le dau jos. Pentru că nu mă interesează, că tu nu ești unul dintre ăștia. Bun. Nu vreau să dau așa. Deci tu zici că ai bun, două și echipaje trei. Bun. Cu stai cu permis. Ăsta stai așa, stai așa, că nu mă uit. Ăsta cu ăsta. Nu prea e ăsta cu ăsta. Asta e problema. Dar cred că... Că nu știu dacă e fidelit aici. Întorc înapoi și pe ăsta. Acasă. Cu toate care astea bune, dar nu-mi dă una cu altă, știi? Dacă am făcut nașpa, asta este. Am pierdut 200 de dolari. Dar nu știu unde să mă uit la semnele alea. Dacă voi știți careva unde apar alea, îmi ziceți. Dar eu cred că acolo unde mă uit e destul de bine. Să nu lipsește ceva la ăsta, nu lipsește nimic. Trebuie să lasă treacă. Asta este. Asta este, gata, hai, lasă. Mere gura de numă. În poză ești bine tot, nu lipsește nimic pe aici la mașină. Asta nu-i de contrabandă. Și dacă te uitai la, uite, la astea, ăla era... Uite, dar ăsta e exact ca ăla. Deci asta ar trebui să treacă. Bun, ia stai să vedem. Încărcătura, pam, pam, pam. Vreau să văd încărcătura. Nu mai fă gură. Așa, sacul ăsta era să-l uit pe aici. Bun, hai să vedem. Trebuie să fiu undeva alea. Adevărul că nici nu m-am uitat să văd pe unde e spuse. Să vezi cam pe unde ar trebui. Unde sunt steagurile alea ce spune, că să nu le falsifice. Deci asta dacă are bine. 5. 5. În gaz 1. 1. 3 are de brânză. Și suspensiune inflamabilă are două, e bun. Și un aragaz, nu? Am zis, da. Ascultă-mă, pun, încarcă toate astea înapoi. Mărișcu. La asta-i dau drumul. Și la asta. Și să vezi că ăsta nu trebuie să intre. Acum, asta este. Ia, ascultă-mă. Ascultă-mă. Așa, bun. Poți să treci. Dacă e ceva în regulă... Nu m-am uitat la kilograme de la mașină, dar asta este. O să mai pierd încă 200. Următorul.
500. Ai, trebuie să-l arestezi, să stai pe droguri, mă. Asta era ăla cu drogurile. Bă, cum le-a văzut toate așa? Deci n-avea nicio greșeală, nici nimic, aveți? Câteodată înainte, ăia cu droguri, ăia îți vineau și... Asta e bine cu lunile astea, nu știu cu astea. Ia, du-te, hai, du-te, nu mai sta. N-ai bagaje, n-ai nimica. Ia de aici treci și dacă mai mergi tu 200, să mergeți cu tătul, cu vama voastră, că nu... A, ce faci, mă? Bună ziua! Așa, nu știu dacă mai mergi și ăsta acum. Aolea! Maduro trebuie întors, Maduro, bun. Oricum avem destui bănuți, ne descurcăm de minune, o să mai facem bănuți. Bănuți acum nu mai am la ce formă, o să trebuiască să-mi iau... să terminăm jocul și să ne luăm... muniție, altceva nu-ți mai trebuie bănuți aici. Bun, bă, băieți, până data viitoare v-am salutat. În episodul ăsta am cam luat o freză. Am luat o freză, nu am luat o freză, că am luat-o din cauza de la ăștia, când am bătut pe aici. Din cauza mai mult că am lăsat mult să treacă fără să ne comprobăm bine și alții să nu i-am trecut și uite așa. Bun, până data viitoare v-am salutat. Noi ne vedem data viitoare, bă, băieți. Nu uitați, dați butonul de like, subscribe și ne vedem în următorul episod. Pa, pa!